Cucurigu. Cucurigu. Deștept. Ne salvăm. Ne salvăm cu reciclarea. Bravo! Grădinița cu program prelungit Prichindei din municipiul Giurgiu este singura din oraș care s-a alăturat proiectului demarat la nivel național, susține patrula de reciclare. Invităm cetățenii orașului Giurgiu la sediul grădiniței noastre de pe strada Libertății numărul 3, cu tot ceea ce înseamnă materiale reciclabile, adică becuri, baterii, telefoane, televizoare, imprimante, pentru reciclare. Copiii noștri sunt mândri că au dat startul în orașul Giurgiu și cu toții luptăm pentru o planetă vie, planeta Pământ. Însoțiți de educatoarele Georgeta Breazu și Ancuța Biță, micuții au venit în sprijinul acțiunii. Piticii atomici au făcut marți o plimbare prin oraș și au împărțit pliante trecătorilor, îndemnându-i să aducă la grădinița lor materiale pe care nu le mai folosesc. Unde ați ieșit cu doamna? În centru. Și ce ați făcut? Să le dăm pliante. Pliante. Cui ați dat voi pliante? La oameni. Și ce scria în pliantele alea? Să vină aici să recicleze. Să vină să le arunce la gunoi și vine patrula mai mare de la București să le ia. Da. Ce ar trebui să aducă oamenii aici la voi pentru reciclare? Baterii. Și mai ce? Prăjitor de pâine. Mai ce? Și becuri. Susține patrula de reciclare este un proiect care se adresează în primul rând copiilor și tinerilor din toată țara care au grijă de mediul înconjurător și de comunitatea în care trăim. Programul se desfășoară în unitățile de învățământ preuniversitar din toată țara cu sprijinul inspectoratelor școlare locale.